Salutare, prieteni, eu stale și bine v-am găsit la o nouă reacție. Azi am reacționat la Humble. Acesta este dansatorul de care vă vorbeam la Q&A. Este un dansator foarte, foarte bun, mie chiar îmi place. Și pana mea, mie mi se pare ok. Și nu uitați să stați și pe acolo un like, să vă abonați la canal și să pe Facebook. Hai să începem! Știu că e puțin lag. The fuck? Tot așa, că mi se pare că este cam un shit. Gata. Băi, nebun! Ele va! Băi, ești nebun. Băi, dol. Asta e și eu dansul ăsta. Am părut că l-am învățat. Băi, ești nebun. Auză-l pe ăsta. Băi, ești nebun. Frate, dacă aș putea să fac așa. Nu știu dacă să-mi iau copyright pe melodie, dar... Na, asta e. Băi, ești nebun. Băi, dă-l lag. Băi, dă-l. Băi, ești nebun. Prieteni, până acum m-a cam luat cu amețeala, deci da, nu știu ce să zic. Dansul acesta îl știu și eu, pana mea, hai să... Ma Ștefania, prieteni, nu căutați pe Instagram. Am înțeles. Also down there you'll find a link to the full length tutorial. It's free. It's up on YouTube. And what I did with this one is I taught it in New York and in LA. So you just saw a clip from the New York masterclass and now you're gonna see my LA. So make sure you guys subscribe, check out more videos, and I'll see you back in the studio soon. Okay. Boy, is nebun. Boy, last. Boy, stumpit. Ei, nebun dacă și fetele au ajuns să danseze așa, bă. Băi, dă-i, bă. What the fuck, man? Băi, ești un pic. Bam, 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 bam. Bă, îmi place melodia. Bă, și ele dansează destul de bine. Fiți atenți. Chestia asta cu când ai mâinile așa în jos, coaie, n-am înțeles-o în viața mea. Ce dracu înseamnă asta? Ce ne zici că dai muștele după tine, puii mei? Și asta când faci așa cu capul și cu... Bagi capul într-o cutie. Pui mei. Băi, ești nebun? What the fuck? Eu nu pot să fac. Ei mi-a jur pe gâtul în felul ăsta. Băi, ești nebun? Prieteni, vreau să vă spun că această academie de dans se află undeva în Anglia și după cum puteți vedea sunt destul de multe persoane în acea sală, deci pana mea, zic și eu. Dar, haide că meu, băi frate, să fiu, deci eu să dansez în fața tuturor oameni, bine, înțeles, ei se văd în oglindă, că în fața lor, adică când se uită în coa,
Ei se uită în oglindă și dacă uită unele mișcări, se ia după coleg sau. Uitați-vă, frate, frate, mă mâncați, să se vede sutienul cu totul, ești nebun. Bă, îmi place melodia, știu și eu dansul. Pana mea, știi. Da, acum tot în spatele fetei, ce zice, stai că ne e rușine. Aoleu, bam, gata. O, dă-l pe ăla, zici că era cățel. What the fuck, cum a făcut cu piciorul. Da, stai că acum să zicem sus. Uite și pe ăla, what the fuck. Băi, înțeleg că ăsta-i dans, da, nu știu era. Stau să vă spun ce nu înțeleg. Sunt, deci când fac ei unele mișcări, adică după ce termină dansul, fac ei unele mișcări și eu încep să țipe ca nebunii, băi, dragi, că n-am mai văzut o mișcare de dans. Și copii, mă! Ăla în portocaliu și era înțepenit, de-abia să mișca. Să vă uitați, e prima dată când începe să danseze. Uitați-vă la ăla din spate, la știe mai bine. Fiți atenți să vă spun ceva. Băiatul ăla, acela din spate cu negru, el este prietenul lui băiatul ăsta care învață dansul. Care știe, care antrenorul de dans. Înțelegeți? Și ei doi se antrenează așa, ca să zic așa, și ei învață dansuri, chestii de genul și de-astea. Și băiatul ăla negru este foarte, foarte bun prieten cu ăla. Înțelegeți? Băi, ești nebun, a făcut spagatul. S-a sfoară acum puii mei, zice. Hai bă, dă-o în puii mei de treabă și femei. Bine, e academie de dans pentru toată lumea. Și asta n-am înțeles niciodată, deci americani fac, că ăștia asta zici că-și mușcă limba cu aia, frate, cum n-ai să-și mușci limba, înțeleg, nu-ți iese o mișcare și vrei să-ți iasă ca lumea. De ce trebuie să-ți mușci limba? Că nu înțeleg, ori și-o mușcă, ori nu știu cum face. Că eu când am vrut să încerc chestia asta, mi-a mușcat limba de vreo 7 ori, pui mei. Dom. Bă, dă-vă în pui mei, gata, îmi bag picioarele. Gata, îmi bag picioarele, dă-te morții, mătică, dacă nu. Coaie, ce pui mei? Ce pui mei? Deci dacă și femeile pui mei au ajuns să danseze așa, coaie. Băi, dă-te. Da, prieteni, oricum, cam asta a fost și episodul de astăzi de reacție. Nu uitați să dați voi acolo un like, să vă abonați la canal dacă n-ați făcut-o, un share pe Facebook. Noi, da, am zis data viitoare, îmi bag picioarele în ea de viață, salut, numai bine.